numărul 11 Ovidiu Bic, numărul 10 Nicolae Constantin, numărul 14 Dominic Lavina, numărul 19 Andrei Burlacu și numărul 16 Iovan Marcovici, iar acum Răduțoiu cu o centrare în careu și a reluat de acolo puțin pe lângă poartă Carlo Danciu. Danciu neatent acolo de posedat, oltenii încearcă un contraatac în partea dreaptă, se transformă acum într-un atac pozițional, tentativa lor, Răduțoiu este acolo să-l blocheze pe Burlacu, îl are pe Toader în sprijin, minge în centru, Burlacu iese să blocheze șutul lui Șerban, exteriorul său se duce în ambulanță. Îl caută pe Avram, minge degajată din fața lui, ajunge la Leonte totuși, Burlacu schimbă cu Țuțu. Excelent, a trimis acolo Țuțu pentru Strătilă. Simulează o pasă, îl deschide pe Burlacu Răduțoiu și Stegari s-au cam încurcat la această fază. Șerban a încercat acolo o minge lungă pentru Marcovici, însă Damian a fost la post, a trimis pentru Burlacu, întoarcere foarte bună în fața lui Șerban, câștigă acum spațiu, sunt 4 contra 4 Stegari pe acest atac. Danciu este în flancă, va încerca un șut, iar Răduțoiu repune rapid, 1-2 acolo cu Strătilă, are ocazia unei centări, poate să-și așeze mingea. Și Danciu a fost acolo împins sau tengăluit acolo cei doi fotbaliști, dar data viitoare va trebui să-l găsească într-o poziție favorabilă de gol. Damian și cu Marcovici în duel acolo, vine și Burlacu, Marcovici ține foarte bine mingea sub control și îl deschide pe Glavina. Trece de Damian, este față în față cu Moldoveanu și craiovenii deschid scorul la această fază în minutul 26 al meciului. Mingea ajunge acum în partea dreaptă unde Vulpe intră în posesie, talonat de Raul de Dumbravă, schimb frumos de pas al craiovenilor și finalizarea acestora a numărului 2, dacă am văzut bine, Florin Borța se duce peste poartă. Iată pe Damian acum un rol de extremă. Centrare în careu pentru Avram, mingea respinsă acolo de Ionuț Puțanu. Leonte pentru Avram la marginea careului, îl deschide acum pe Strătilă în partea dreaptă, SS-ul, un dribbling. Interceptată acolo mingea în fața SS-ului, Burlacu vine și recuperează, un nou șut al lui Burlacu, respinge Dică și un nou corner Stegar. Damian se uită după soluții, încearcă să găsească o pasă în față, îl alege pe Răzvan Avram. Acuză acolo muntele nostru o lovitură în cap. Toader calculează total nefast această minge și este 2-0 pentru craioveni. Suporterii cer un cărnaș galben arbitrului. Acesta nici nu se gândește la așa ceva. Ce naiba s-a întâmplat? Am nevoie de o reluare. Mă uitam pe foaie să văd care este jucătorul care a faultat. A fost o minge extrem de utilă pentru Burlacu. Vine acum, pune capul, rezistă atacul, îl deschide pe Răchișan. Arbitrul lasă avantaj. Răchi ține mingea în teren. Avram îi face semn că ar vrea această minge. Hai să bag! Și bara lui Horia Popa. Vulpe, acum, întâmpinat de Raul Toader. Mai să-ți bagi piciorul când e să fie rău. E foarte rău. Burlacu vine să bată repede. O face până la Răduțoiu. Trimite din prima pentru Horia Popa. Centrează, mingea blocată acolo de un adversar, Răduțoiu vine, pune foarte hotărât piciorul și recuperează, centrează el acum, mingea către Damian, recentrarea lui Damian, ajunge la Răchișan, bară! Dinu și-a trebuit de fixat zidul, umbre lungi, sunt din peste cazanul de pe Siviu Ploieșteanu, Cocan sare peste minge, Răzvan Damian, cu latul, peste bară, peste zid și bară, sau a respins portarul. Minutul 90, intrăm deja în prelungiri și respinge excelent la rădăcina bare Iulica Moldoveanu. Vor fi 3 minute de prelungire, suntem deja în ele, finalul meciului este aproape.
Și în cazul în care nu reușim să facem naibii un miracol cu clubul ăsta și finalul său va fi aproape, ceva ce a început atât de frumos vara trecută e pe cale să se termine într-o mare, hai să nu-i zic dezamăgire, dar da, e pe cale să se termine, pur și simplu. Burlacu, în marginea careului, trimite pentru Cocan, ajunge pe pie, preluarea sa, gol Coco! Și poate ăsta e semnul că ar trebui ca Cristi să aibă mai multe minute în echipa asta. Un jucător care sezonul trecut dădea pe 20 de pase de gol și 20 ceva de goluri, cu siguranță nu poate fi util și în această campanie.